Salut! Acum voi continua tutorialul video cu partea a treia, evoluția plăcilor de bază socketuri. Astăzi voi face socketul 1151 al plăcilor de bază. Am aici, acesta este pagina mea, am făcut data trecută evoluția plăcilor de bază socket 1150. Și astăzi voi face socket evoluția plăcilor de bază socket 1151 de la Intel. Haideți să intrăm un pic pe PC Garage. În ultimul timp am făcut tutorialele video tot de la PC Garage pentru că au descrierile mult mai bune față de celelalte site-uri. Deci plăci de bază și alegem aici soclu procesor 1151. Le luăm pe rând. Dăm click pe socket 1151. Aveți tutorial video cu procesoare, adică să meargă mână în mână și socketuri, canalul meu, și aveți aici evoluția procesoarelor Intel și AMD. Aici aveți procesoarele și socketurile. Acum am făcut deci 1150 Intel, 1151 Intel și partea a patra văd eu ce socket o să fac. Hai să vedem niște plăci de bază compatibile și bune și prețurile acestora. Dar să fie totuși bine, așa sunt de ultimă generație. Avem aici pentru gaming, iată, au și cadou SSD, bine, asta e reclamă, nu mai fac reclamă. Haideți să vedem la 284, deci v-am mai spus și înainte, au formate MATX, micro ATX, cele mici, vedeți aici în poză, sunt cele mici, acestea sunt bune, dar nu pentru gaming, nu pentru gameri. Dacă iei o placă de bază, se cam înghesuie memoriile, dacă iei separat cumva un cooler mai mare, iarăși se înghesuie. Deci e bine să iei pentru gamer un ATX, iată cum este acesta, format ATX Asus-ul. Zic, sunt firme MSI, Asus, Gigabyte, astea sunt cam cele mai tari, ASRock-ul, sunt cele mai tari în plăci de bază, în plăci video, și este bine să alegeți de la o firmă consacrată componentele hardware pentru un PC. Haideți că începem cu prima, haideți să vedem pentru gamer și care dispun de acești bani, 688 de lei fără un ban. Deci arată foarte, foarte bine placa de bază, este compatibil cu socket 1151 de la Intel, este format ATX, adică mare. Este foarte mare, aveți grijă, bine, o să fac și cu carcasele compatibile și cu memoriile și tot așa. Coolere, deci iată Pro Gaming Z170 numele plăcii de bază. Are BIOS-ul, are tot felul de caracteristici, 128 MB flash ROM. Flash-ul ROM este BIOS-ul, este un chip care este scris de direct din fabricație. Este foarte bine, 128 de MB este foarte bine. Suportă procesoarele de generația 6, adică ultimele generații i7, i5, i3, Pentium și Celeron. Sunt, v-am spus despre Celeron și despre Pentium,
pentru cei bune, dar deja i3, i5 și i7 deja sunt pentru gaming. Are interfață grafică, adică slot PCI Express 16x3.0, ceea ce este foarte bine. Puteți face RAID 0, 1, 5, 10, Interapi Storage 14, adică se pot conecta mai multe hard disk-uri sau SSD-uri și pentru o viteză mai mare, pentru, mă rog, între ele se pot conecta. Necesită procesor HD grafic, adică necesită HD grafic să cumperi un procesor care are acest chip integrat în procesor, dar astea toate socketurile 1151, aproape toate, tot ce am văzut eu, au chip grafic integrat, are placa audio integrată 7.1 Audio Supreme FX, adică un sunet foarte bun. Are placă de rețea până la 1000 de mega bits pe secundă, foarte bine. Puteți de la provider să cereți internet până la 1 giga, deci 1000 de megabytes înseamnă 1 giga, 1 gigabit. Așa că nu o să aveți probleme. Cele vechi, modelele vechi au până la 100 de megabits pe secundă, dar iată așa generațiile noi au până la 1000 și ceea ce este foarte bine. Are porturi SATA 6 porturi SATA 3, are un SATA Express 1, are un M.2.1, v-am arătat și data trecută ce înseamnă M.2.1. Sunt acele mici sloturi unde se bagă un fel de stick. Dacă vă uitați la tutorialul cu partea a doua, o să vedeți care este treaba cu el. Memoriile suportate DDRAM 4, deci ultimele memorii suportate, deci nu există mai mult. Când țin minte că când am început eu să repar calculatoare și să învăț, acum aproximativ 10 ani, unii spuneau că au DDRAM 4. Eu nu contraziceam pe nimeni, dar gândiți-vă că acele persoane sper că au învățat după aceea că DDRAM 4 nu exista acum 10 ani și abia s-a scos acum recent ultimele generații Socket 1151 care suportă DDR4. Memorie maximă suportată pentru memorie 64 de GB, adică puteți să băgați pe placa de bază 64 de GB maxim. Dar e super suficient, nu aveți nevoie de atâta. 16 GB, 32 de giga pentru cei care fac editări și lucrează în 3D și una alta 16. Eu am cel puțin 16, am 16 GB DDR4 și nu am probleme. Are număr sloturi pentru memorii 4, este bine, funcționează tehnologia dual channel, este foarte bine și frecvențele fără overclock. Deci este 2133, de acesta am și eu 2133 pentru că n-am vrut să fac overclock. Și nici nu am luat o placă de bază ca să fac overclock. Am luat o placă de bază, o să vă arăt placa mea de bază, dar tot v-am spus despre el. Am luat 2133, funcționează foarte bine, dar voi, gamerii, dacă vreți să faceți overclock în BIOS se face, puteți să luați până la 3400 MHz, dar cred că și mai scumpe, DDR4, să luați vreo 16 GB și suficient pentru orice joc în ziua de astăzi. Sau orice vedeți aici de la 3400, 3300, 3200, 3200, 2866, 2400 sau 2133. Dar 2133 este recunoscut automat, restul trebuie să faceți voi prin BIOS ceva pe acolo, dar posibil să și recunoască. Are suportă tehnologia Extreme Memory Profile, XMP-ul. E posibil ca placa de bază să recunoască automat frecvențele acestea mai mari.
are sloturi PCI Express 3.0 3, dar la o viteză prima are 16 ori, cealaltă are 8 ori și cealaltă are 4 ori. Deci scadă vitezele pentru plăcile video. Atenție la aceste 4 ori, 8 ori, că și vitezele scad. Deci voi degeaba luați o placă video de ultimă generație, poate de 1000 de lei, și îl băgați în slotul cu 8 ori pentru că nu o să funcționeze la capacitatea lui maximă. Trebuie să-l băgați în primul slot 16 ori și atunci o să funcționeze la capacitatea lui maximă. PCI Express 1 ori sunt acele mici, are 3 sloturi, se poate face SLI și Crossfire X. SLI-ul este tehnologia de la Nvidia, GeForce-urile, de se pot lega două plăci video ca să aveți o putere mai bună și de la Nvidia și de la AMD. Puteți face crossfire, deci crossfire se spune la AMD și SLI de la Intel, Nvidia, GeForce. Dar dacă vă luați voi o placă video, nu știu, un GTX de la 1000 în sus, 1060, 1070, 1080, nu vă trebuie niciun crossfire, niciun SLI, adică GTX-ul de la GeForce, și nu vă trebuie niciun SLI pentru că vă duce orice. Și da, sunt foarte scumpe acele plăci video. Are conectori interni USB 3.0, suportă 4 USB 3.0 și are PC 2, sunt cu mufe pentru tastatură și mouse, optica SPD Fi Out, VGA DVI HDMI, DisplayPort RJ45, pentru internet, are USB 2.0, ceea ce este bine că majoritatea avem stick-uri USB 2.0 și nu avem 3.0. Cei care ăsta au foarte bine, au o viteză mult mai mare, dar sunt mult mai scumpe sticurile USB pe 3.0. Iată, au apărut și sticuri USB 3.1 tip A și 3.1 tip C. Aștia sigur au o viteză mult, mult mai mare. Haideți să vă arăt și un pic cam cum arată. Aici sunt sloturile pentru memoriile RAM. De obicei se pune, eu am pus 2 și 4, așa scrie la mine în carte, să pun memoriile și așa am pus în slotul 2 și 4, sau se pune 1 și 3. Deci nu se pune niciodată una lângă alta memoriile pentru că nu o să funcționeze în dual channel. Deci trebuie pus ori 1, 3 sau 2 și 4 și atunci va funcționa corect. La mine cel puțin m-am uitat în carte și la placa mea de bază, tot socket 1151, scrie că este optimizat pentru sloturile 2 și 4 să bagă modulele de RAM. Și așa am făcut. Așa arată locașul, platforma pe 151 unde băgați procesorul. Acesta este în mijloc, slotul pentru PCI Express 16 ori prima. Aici mai jos este cel PCI Express 1 ori. Aici mai jos este PCI Express tot 3.0, dar 8 ori, atenție, 8 ori la o viteză mai mică o să funcționeze. Aici mai avem încă una pentru PCI Express 1 ori și aici avem tot PCI Express 3.0, dar 4 ori. Deși v-o dat la descriere, deci asta înseamnă aici la descriere, la plăcile de 16 ori prima, 8 ori a doua și 4 ori a treia. Deci atenție foarte mare că dacă băgați în ultima o să aveți o viteză mai mică la placa video după 8 ori și 16 ori. Deci trebuie băgat PCI Express 16 ori în primul slot. Sunt făcute foarte bine, sunt pentru gaming, iată ce bine arată. Are niște shield-uri, are
conector 2, 4, 6, 8, aveți grijă atunci să luați o sursă, să fac tutorial și cu surse compatibile, deci o să fac totul până puteți face și voi singur acasă, să puteți cumpăra componente singur, să comandați să fie compatibile. Voi doar trebuie să vă uitați la tutorialele mele și alegeți voi ce placă de bază, ce procesor, după buget, ce sursă, ce memorie RAM și toate chestiile astea, plăci video compatibile. Are bun, aici este BIOS-ul, bateria, aici jos toate are front panel-ul, are fan, ceva, nu știu ce scrie, cred că pentru să conectezi ventilatoarele de la carcasă, are una, două pentru, nu știu așa dacă, sigur că nu prea se vede bine, dar cum arată sunt pentru USB-urile de la front panel din față, de la carcasa din față, și tot felul de conectori are aici. Văd că acesta este parcă USB 3.0, nu sunt sigur, dar cum se vede, USB 3.0 și trebuie conectate. Aici la conexiuni este un puțin mai greu. Dacă nu vă descurcați, atunci trebuie să mergeți la un service sau să chemați pe cineva, de exemplu pe mine, dacă sunteți din Reghin sau în jurul Reghinului, faceți o programare și cu cea mai mare plăcere. Arată foarte bine. Hai să vedem și alte poze din altă parte. De aici, bun, are aici power-ul cu 20 plus 4 pini. Aici v-am spus că 8 pin pentru procesor, power-ul pentru procesor. Hai să vedem din spate. Da, are un PS2, aici puteți ori tastatura, ori mouse-ul, dacă aveți separat o tastatură sau un mouse, pe mufă, pe PS2, așa se numește această mufă, PS2, PS/2, deci așa se scrie, de să știți că această mufă așa se scrie, sau vă luați un kit pe USB, tastatură și mouse, dar eu zic că tastatură și mouse pe USB și nu mai aveți treabă. Aveți HDMI, ieșire HDMI, High Definition Multimedia Interface, adică și audio și video la înaltă calitate. Aveți DisplayPort, așa arată portul și conectorul pentru DisplayPort. Aveți conector pentru VGA, pentru cei care au monitoare cu VGA, nu doar ieșire VGA, cu așa mufă, 15 pini. Are un DVI-I, acesta, da, este I, este DVI-ul, vine de la Digital Video Interface, eu am pentru DVI, deci acesta redă imaginea digitală, dar fără sunet, cu sunet redă, sunet și imagine redă doar HDMI-ul, deci atenție că și monitorul trebuie să fie compatibil, deci vedeți puțin în spate ce ieșiri are monitorul și dacă are HDMI, atunci este bine să luați cablu HDMI. Dacă are DVI, atunci este bine să luați DVI. VGA-ul este ultima. Deci ultima este VGA videografic analogic, deci grafică analogică și este cam vechi această tehnologie. Dar voi, este bine să aveți DVI, eu am DVI, este foarte bine, am HDMI de la placa video, sau vedeți, dar obligatoriu trebuie să monitorul să fie compatibil cu aceste mufe. Ce mufe luați, tot așa trebuie să arate și la monitor în spate unde se conectează. Și luați cablu exact, ori pentru HDMI, ori pentru DVI, dar astea două vă recomand eu. Are una, două, trei, patru porturi USB 3.0, sunt așa cu albastru.
Este, acesta este, cred că USB 3.1 cu roșu, acesta este RJ45 de placa de rețea, acesta este eSATA, un mini eSATA, hai să văd eu mai bine un pic, conector în spate, ce USB 3.0 și USB 3.1 tip C. Este posibil să fie una dintre astea, tip A sau tip C, că este mini sau undeva, haide să vedem, interfață grafică, SATA Express, să fie una asta în spate sau asta să fie internă, dar cred că conector panel, asta înseamnă, dar deci în spate, back înseamnă spate. VGA DVI DisplayPort v-am arătat, rețea v-am arătat, 2.0 USB, 3.0 are 4, da, am văzut 2.0, da, 2.0 sunt astea, ok. Și acela mic tot ies din el. Acela mic ori este de tip, cred că astea sunt USB 3.1. Cred că acum micro USB-urile astea se numesc tip A, tip C. Apar tot felul de tehnologii. Acesta este SPDIF-ul, acela este un pentru sunet digital, acesta este optic, este un sunet optic, dacă cu acea mufă scoateți acea SPDIF out optical, scoateți această chestie de acolo din plastic și dacă aveți mufă de asta, nu știu, dacă aveți niște boxe cu SPDIF out, vă redă un sunet extraordinar. Eu și eu am chestia asta, nu am legat, dar cei care au făcut au spus că redă un sunet foarte de calitate foarte, foarte bună acest SPDIF. Dacă nu băgați aici, are mufa normală de la placa de sunet și vă puteți conecta. Dar, mă rog, da, acesta este 3.0 și acesta este tip AU și tip o fi ceva pentru ceva, un micro SATA ceva, cred că asta este micro SATA. Deci cam așa arată această placă de bază de la gaming, de la Asus, compatibil cu orice procesor din socket 1151 pentru gaming. Deci vi l-am descris mai mult, n-am ce să vă descriu la el, nu am ce să, nu știu ce aș putea să mai spun despre el cu compatibilitățile, pentru că cu restul trebuie să fac tutorial video separat. Dar pentru gaming este foarte bun, numai are un preț un pic mai mare. Haideți să vedem altele și este format ATX. Ok, deci cam astea sunt descrierile. Îmi place PC Garage-ul pentru că au descrieri aproape complete, dacă nu complete. Au MATX-urile astea, ultimele socketuri de suport, ultimele socketuri, haideți să vedem, aproape 300 de lei. B150M este o placă video bună, dar MATX, nu că este o problemă, că este MATX, micro ATX mai mic, dar vă spun sau că nu puteți instala o placă video, dar e cam înghesuit, e cam înghesuit și e bine să luați totul ATX, mi așa îmi place, cel puțin este o chestie personală. Să fiu, eu mi-am luat ATX, eu mi-am făcut componentele, aveți video făcut pe pagina mea și acolo este și carcasa și tot, v-am descris tot pe acolo ce calculator mi-am făcut.
Este o chestie personală, să aibă o ventilație bună, să încapă, dacă cum mi-am luat placa video, să încapă ca lumea acolo, să aibă spațiu. Deci cam asta ar fi chestia cu ATX-ul și MATX-ul. Deci sunt plăci video mai mici, dar bune. Îi chipsetul B150 și a meu este B150. Are PCI Express 3.0, RAID nu se poate face, nici nu e așa grav, că nu multă lume își face RAID, adică să conecteze mai multe hard disk-uri sau SSD-uri în RAID. Placă video are realte cu chipul de la chipsetul audio de la Realtek, firma Realtek este foarte bine, placa de rețea are de așa toate cam au 1 gigabit, este foarte bine, placa rețea tot de la Realtek, are 6 SATA Express 1, ok, DDR4, așa toate și 2133, deci vedeți, acestea deja nu mai funcționează cu overclock, deci nu sunt făcute pentru overclock, dar este 2133 MHz în dual channel, este foarte bine și eu tot așa am, funcționează foarte bine, nu-i nicio chestie că nu puteți face overclock, pentru că nici eu n-am vrut să fac overclock și mi-am luat calculatoare, mi-am luat componente fără a face overclock, 5 fără K și RAM-ii fără OC, placa video are OC, atâta, gaming mode, overclock mode sau mai este acela de ca să nu consume. Mă rog, aici e cum se spune, cam aici programul. Hai să vedem cum ți se spune ție. Dau click pe el și Advanced Eco Mode, adică economie. Acum este gaming mode pentru că am și un joc instalat și e pus pe o. Puteți da overclock mode, urcă frecvența, dați upline. Vedeți, sunt faine, foarte faine, cum singur program îți dă un CD, îl instalezi și poți să dai numai un click, apply și Eco Mode. Eco Mode adică să nu consume. Dacă nu te joci, doar intri pe net, nu știu ce, pui pe Eco Mode, pe economic și nu-ți consumă calculatorul foarte mult. Ok, deci asta am uitat cum se spune economic mode. Este foarte bine, dual channel, 2133, suportă XMP-ul, are un PCI Express 16 ori, este foarte bine, are PCI Express ori 1-2 sloturi, PCI, DVI, așa vă arăt acum, deci este bun. După mine este și acesta este pentru gaming. Chiar dacă scrie aici nu este pentru gaming, eu nu văd de ce nu ar fi gaming. Adică dacă iei un i7, are PCI Express, iei o placă video, ca lumea, GTX 1060 de exemplu, cum am eu, are internetul de gigabit, are SATA 3, are DDR4 dual channel la frecvență de 2133 exact cum am eu. Nu văd de ce nu ar fi pentru gaming, deci nu văd 283 de lei, nu văd de ce ar fi, are 4 sloturi. Deci chiar dacă ei scriu că nu este pentru gaming, eu zic că dacă luați componente ca lumea, procesor i5 sau i7, chiar i3, o să vă meargă jocurile pe această placă de bază. Ei nu știu după ce caracteristici se iau, că scrie că nu este recomandat pentru gaming. Nu este recomandat, nu știu, cred că pentru reclamă mai mult, să se vândă cele scumpe. Dar 287 B150M Pro
VDH, nu știu ce, nu, după descriere eu nu văd de ce nu ar mere. Astea sunt pe plăcile de bază, conectorii PS2 cu mufă, are HDMI foarte bine, are DVI-I, deci asta cu linie I, și v-am arătat acolo care are două puncte, încă două mici intrări, acelea sunt D, DVI-D. VGA are două porturi USB 2.0, 4 USB 3.0, are RJ45 placa de rețea și audio. Deci eu nu văd de ce nu l-ați cumpăra, chiar dacă este MATX, micro ATX, pentru gaming. Nu știu de ce. Nu, eu nu văd de ce. Deci, după mine, puteți să-l cumpărați și aproape că vă garantez eu 100% că o să vă meargă orice joc din ziua de azi dacă luați un procesor de care v-am spus, o sursă memorie 16 GB și nu știu ce, deci n-are cum. Are 4 sloturi, ceea ce este foarte bine, are power-ul 20 plus 4 pin, are aici 2, 4, trebuie să luați pentru procesor power-ul, asta ca să curentul pentru procesor. Puteți să... Deci alimentarea procesorului cu 4 pini. Bun, haideți să vedem aici așa din jos. Front panel-ul, tot felul de conector pentru porturile USB pentru front panel. Iată, aveți lateral, aici sunt porturile SATA 3. Bun, puteți conecta, deci puteți să faceți un wire management, un aranjare a cablurilor mai frumos, că vine de aici, se conectează din lateral, arată bine, eu nu văd, eu spun să, dacă aveți acești bani, atunci puteți cumpăra această placă de bază, dar este mai mică, atenție, este mai mică față de ATX, este un MATX. Să voi face un tutorial video și cu niște carcase cu ventilatoare incluse și atunci nu o să aveți probleme. Mie îmi place. Mie îmi place și eu zic că este și pentru gaming. Deci 284. Trec un pic peste acesta, cam toate au aceeași caracteristici. Hai să vedem acest Asus. Vreau să caut ceva tot ATX. B150 ATX 412 lei. Hai să vedem un pic acesta. Arată bine. Este format ATX. B151 are chipul și o B105, scuzați, B150 are chipul, o socket 1151 format ATX, este bine, are BIOS-ul, tot felul de caracteristici, suportă procesoarele de ultimă generație, adică generația 6 aici, 7 aici, 5 3 Pentium și Celeron. Astea sunt Pentium-uri și Celeroane de ultimă generație, dar foarte slabe, cel puțin Celeronul. Sunt ceva la Pentium-uri, G-urile 4000 și alea pentru uz home, pentru office sunt bune. Are interfață grafică 3.0, RAID nu are foarte bine, astea tot HD au procesoarele, Realtek are 1000 GB, Intel placa de la chipset-ul rețea de la Intel, are SATA 3, SATA Express M2, are una DDR2, 4, DDR4, 64 de giga, sloturi 4, dual channel 2133, iată și acesta ATX. Nu este pentru overclock și scrie pentru gaming. Recomandat? Nu. Și nu văd
De ce nu ar merge și acesta pentru gaming? Eu nu văd de ce. Are PCI Express 16 ori și una de 4 ori, PCI Express 1 ori 2 sloturi, PCI normal 2, Multi Crossfire de la AMD Fire Technology. Are tot feluri în spate, conectorii pentru tastatură, mouse, USB 2.0, 3.0. Și acesta nu văd, ultimele generații nu văd de ce nu ar merge pentru jocuri. Eu nu știu de ce scriu recomand, nu este recomandat pentru gaming. De ce nu este recomandat pentru gaming? Puteți să-mi scrieți după ce postez acest tutorial la subscribe, cred că se spune pe engleză, dar acolo la comentarii puteți să-mi scrieți de ce n-ar fi bun această placă video pentru gaming cu un i5, i7 procesor, cu un GTX 1060 de exemplu, placă video, cu un SSD, cu 16 GB de RAM DDR4 la frecvența de 2133, nu, și nu, și să instalez orice joc. De ce nu ar merge? Și cu bine, cu o sursă și o carcasă decentă. De ce nu ar merge jocurile? La rezoluții foarte bune, la chestiile astea. Și acesta are două sloturi USB 2.0. Puteți lua kit, tastatură și mouse sau una și una. Are DVI-E, are VGA, are HDMI, are 3.0 USB-uri, are RJ45 placa de rețea și are placa audio. Are 5 plus 1, 2, 4, 6, da, 5 plus 1. Arată bine, îmi place. Aici are slotul PCI Express 16 ori, acesta este 4 ori și acestea sunt PCI-urile normale de la modelele vechi, dar este bine că mai sunt și plăci de rețea sau plăci audio pe PCI normal și atunci puteți conecta. Și aici, cum se vede, dați voi mai deschis un pic, are PCI Express 1 ori, are lateral, are conectori USB. Haideți să dau altă imagine. Are, unde ești? Bine, aici 20 plus 4, așa, și aici 8, parcă are 8 pentru procesor, pentru curentul procesorului, aici front panel-ul, J, aici are USB-urile pentru front panel, mă rog, are tot felul de chestii, sysfan, adică aici puteți cu 3 pini, puteți conecta, dacă aveți pe carcasă, aveți radiatoare, aici se bagă acea mufă, USB-ul 3.0, iată, și scrie aici se conectează, lateral, aici lateral, iată, aici este SATA Express, aici acesta este M2, o am și eu, acest M2, 32 de GB pe secundă, v-am arătat și dimensiunile și tot ce înseamnă M2 în tutorialele trecute, să vă uitați la tutoriale ce înseamnă M2 SATA Express. Haideți să vedem un pic SATA Express. De SATA Express este conector SATA Express unde scria SATA Express la generale, SATA Express. Haideți să vedem că apar tot felul de plăci de bază SATA Express, bun cu PCI, tot PC garajul, dar hai să vedem niște poze cu
SATA Express. Acestea ar fi conectorii SATA Express aici jos. Pa. Deci este lungă cât una, două USB-ul SATA Express. Iată și aici. AU, B, C, D, E. Mai multe modele. Deci, apar tehnologică, nici eu nu prea știu. Învăț odată cu voi, deci e bine să vă uitați și voi. Sunt mai multe modele. SATA Express, iată aici mufele. Și se conectează SATA Express, deci se pot conecta CM2-urile, SATA Express SSD-uri, deci un rack, mă rog, niște tehnologii au apărut noi acum. Deci este ceva, o tehnologie, iată se pot instala mai multe SSD-uri, dar pe SATA Express, mă rog, așa arată. Iată, așa arată mufele SATA Express, arată ca SATA normal și acesta diferă ultima SATA Express Connector. Iată, ultima și restul așa arată, dar cred că este invers această chestie. Bun, mă rog, este nou, vedeți și voi acum cu mine, deodată ce înseamnă SATA Express, tehnologia SATA Express, device plug, deci așa trebuie device-ul, așa trebuie să aibă mufa, host, receptorul 5, poza 5, deci așa trebuie să arate SATA Express Connector. Interesant pentru Next Generation SSDs. Interesant pentru SSD-uri de generație nouă. Bun, bun, este tehnologie nouă, eu nu am SATA Express, iată, SATA PCIe, power-ul, deci totul așa arată, tehnologie nouă sau de generație nouă, dar eu nu am mai văzut, până acum nu am mai văzut, de aceea mă uit și eu. M2, SATA Express, iată, se pot conecta M2 to SATA Express. Deci iată aici are și conectorii M2 așa arată, dar M-SATA este pus pe M2 pe chestia asta. Interesant, deci apar niște tehnologii și dar diferența ce care este, cred că viteza este foarte mare, de 16 GB pe secundă, mă rog, nu știu, doi conectori. Să vedem, 4 PCI Express, performance SSD, cable, RFCL, 6 high speed signal lines, bun, deci ceva cu 6 canale, shields, nu, incredible attachment flexibility, SATA, SAS, PCI Express. Este ceva tehnologie mai nouă, deci acesta este SSF 8639 și acesta este SATA Express, deci ce are placa asta de bază, deci 2 ori PCI Express limit SSD, performance still nearly 2 ori SATA cost optimized F2 high speed lines, deci pe două linii. Ok, un fel de raid ar fi acesta. Deci, mă rog, no shield, SSC, PCI Signal System Flexibility, trebuie să, nu știu, să văd să citesc despre ele mai bine. Dar e tehnologie ceva mai nouă. Acum văd și eu despre ce este vorba. Vedeți și voi în direct. Iată, așa arată și așa arată SATA Express, dar voi încă să nu știu dacă cei care se pricep ok,
să-și cumpere device-uri pentru SATA Express, iată SSD-uri pentru SATA Express, pac, așa se conectează și se conectează SATA Express și sigur au o viteză mult mai mare decât SSD-urile normale. Mulți nici nu știu ce înseamnă SSD, că știu mulți de hard disk-uri. Deci tehnologia avansează foarte, foarte mult. Deci, bun, conectorii am înțeles pentru SSD-uri, două linii, funcționează foarte bine, conectorii bun, am înțeles în mare. Pentru device-uri, pentru SATA Express, SSD-uri, iată aici se conectează și se conectează pe placa de bază. Bun, am înțeles. Am înțeles și aici și am văzut o sursă. Bun, asta e altceva. Deci cam asta ar fi cu SATA Express. Deci cu această, unde e SATA Express, să vă arăt mai bine, aici cu această, cu acest port SATA Express. Deci dacă vor lua SATA Express, nu iau pe două canale, cred că funcționează mult mai repede, are și M.2 de ultimă generație, am și eu, dar nu-l folosesc. Mulți folosim doar porturile acestea SATA 3 normale. Haideți să vă arăt. Deci astea folosim. Vedeți, astea sunt SATA 3 conectorii pentru SSD-uri de ultimă generație. Mă rog, puteți să faceți calculatorul foarte, foarte bun și el aici scrie că recomandat gaming. Dar dacă vă faceți un calculator cu un i5 de care am eu, socket 1151, 6600 și vă luați un GTX, orice GTX, la ce bani aveți și băgați vreo 16 GB de RAM și nu vă merge, de exemplu, nu știu, jocul acesta, Call of Duty Infinite, nu știu ce, sau ce am jucat Domu ultima din 2016. Și dacă nu vă merge, vă rog frumos să-mi scrieți la comentarii că eu vă dau bani înapoi. Nu știu, eu vă dau pur și simplu că vă costă 4.000 de lei să faceți un calculator bun sau 5.000 de lei să faceți un calculator bun, dar ei nu știu de ce scrie că nu este recomandat pentru gaming, deci nu înțeleg. Hai să văd la comentarii. Este o placă ATX foarte bună la preț, o placă generală pentru bani. Și am instalat Windows 10, bun, așa toate trei Windows 10. Deci este recomandat pentru gaming. Ei cred că scriu ca să se vândă așa mai scumpe, dar puteți să-l cumpărați liniștit unde este 412 lei și eu cam la prețul acesta am placa mea de bază și este pentru orice gaming, randare și toate chestiile astea, puteți să luați la 412 lei Gigabyte, firmă top 3, foarte bună. Acum puteți să-l cumpărați și eu vă dau bani înapoi dacă nu este bună, dar are toate tehnologiile, ultimele tehnologiile pe el și ei scriu că nici nu a apărut de SATA Express, abia acum aud și bine, și îi spun că nu este pentru gaming. Deci cred că au greșit cei care au pus aceste plăci de bază pe site. Sigur au greșit. Ei pun, bineînțeles că aici că da, pentru gaming unul de 700 de lei. Dar puteți să-l cumpărați că și acesta este pentru gaming. Acest gigabyte. Haideți să ne uităm un pic și la altele, tot așa mai ieftine. B1 Game 354, deci acesta este mai ieftin și este gaming. 355 de lei, să spunem celălalt 412 lei. Și scrie recomandat gaming, da. Și este micro ATX, este mai mic. Toate generațiile de procesoare pe socket 1151, chipsetul B150, tot ce vedeți B150 este pentru gaming, vă garantez eu că am învățat despre ele. De la Realtek are un gigabit pe placa de rețea, are chipsetul rețea această denumire, sunt foarte bune, are portul SATA
3-6 bucăți, tip memorie DDR4, atenție să nu luați DDR3 sau DDR3, obligatoriu DDR4. Să luați la frecvența de 2133 2133 MHz, dual channel, are PCI Express 3.0, bun, și are conectori în spate. Și este mai ieftin și scrie că e recomandat pentru gaming. La unele le fac reclamă, la altele nu. Are doar două porturi, dar nu e o problemă că are doar două porturi pentru memorii. Are 20 plus 4 pin, are 4 pin pentru procesor, are PCI Express 3.0, are acesta, aceștia sunt 1.0, are USB-uri 2.0, 3.0, front panel-ul, ai SATA-urile, conectorii de la SATA. Aici sunt pentru dacă aveți pe carcasă, și aici CPU cool fan pentru cooler, să băgați conectorii pentru cooler, pentru dacă aveți ventilatoare pentru pe carcasă, puteți să-l conectați direct pe placa de bază, ceea ce este foarte bine. În spate are pe PS2 cu mufă, are SATA 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, are HDMI, DVI, VGA foarte bine, are placa de rețea și placa de sunet. Deci arată bine, numai că sunt mici, mici, sunt mai mici, MATX, formatul MATX, și dacă este acesta pentru gaming, atunci spuneți-mi voi, acesta de la Gigabyte, de ce nu ar fi, unde era acesta, de ce nu este pentru gaming? Așa, recomandat gaming nu. De ce nu este pentru gaming? Și are 2128 megabit flash BIOS, toate procesoarele suportă, ultima generație, are tot 2133 MHz, deci tot, spuneți-mi diferența între acela MATX, care scrie că e recomandat gaming și chiar mai ieftin, și acest Gigabyte. Deci așa se fac și comparații. Bun, cu acesta Pro Gaming, asta am făcut tutorial. Haideți să vedem ce mai avem aici. MSI H1070 PC Mate. Eu am PC Mate, dar cu B150. Aș vrea să văd totuși și acest 450, și acesta este pentru jocuri. Deci o placă cât de cât, deci ai să învârte el cam la 100 de euro. O placă de bază, cam pe aici. Se învârte, este H-ul 170, este chipsetul, și aici toate procesoarele are PCI Express 3.0, puteți face RAID, placă de rețea de 1 gigabit de la Realtek, SATA 3, are iată SATA Express și M2, ce v-am arătat, are DDRAM 4, tot la frecvență, are XMP-ul, are așa slot PCI Express 1 ori, are PCI Express normal și MGPU Crossfire de la AMD suportă. Are în spate tot PCI 2, DVI, VGA, HDMI, 6 porturi USB 3.0, RJ45, rețea, placa de rețea și placa audio. 454 și recomandat, da, gaming, dacă este mai scump, atunci da. Dar nu văd care este treaba cu cu acesta, că scrie că nu gaming. Cumpărați-l și vă spun eu că merge 100%, la fel de bine o să vă meargă ca acesta, de exemplu. N-are nicio treabă, are chipsetul Z și atâta tot. Sau ca și acesta, numai că este mai mic, este MATX, sunt mai mici plăcile de bază.
Sniper B1 569 ATX, puteți să-l cumpărați pentru jocuri, vă merge orice, SATA 3, puteți lua și acesta, deci tot ce este 500, deci puteți 600, Z, puteți să-l cumpărați, nicio problemă, DDRAM 4, tot ce are DDRAM 4, puteți să-l luați, Gigabyte MSI Gaming 540, aici deja sunt mai scumpe, 500, 600, deci în rest cam toate au aceeași configurație, să nu credeți că au un plus sau nu știu ce, toate au aceeași configurație, chipset-ul e mai diferit față de una alta, dar cam și firma, diferă firma, atâta tot. 640, haideți să vedem, chipset-ul H170 Pro Gaming, are, asta e o denumire. Are UEFI 128, nu știu ce, deci cu Windows 10, procesoarele ca și la celelalte sunt compatibile, PCI Express 3.0, deci toate sunt la fel, 3.0 sunt 3.0, RAID-urile care au care nu, nu. Au placa audio integrată, bun, au niște 8 channel, bagi, au, sunt acelea, cum se spun, chestiile alea se dădeau la DVD, boxele acelea și scot un sunet ca la cinema, chestiile acelea înalte, medii, bas și toate alea. Are SATA 3, are SATA expresiată, are M2, dar ăștia nu știu cine o să folosească de curând, că mulți habar n-au. Acum o să vedeți și voi, ați văzut și v-am arătat câteva poze. DDR4 Dual Channel la 2133. Deci n-are nimic, nimic în plus. Nu văd nimic, nici chipset-ul și placa audio văd în plus. Și că e de la Asus Pro Gaming și 640 de lei. Deci nu văd de ce aceiași conectori, HDMI, DisplayPort, nu știu cine folosește DisplayPort, cine vrea să lege mai multe monitoare, are DVI, are, dar dacă vă cumpărați placă video, atunci ieșirile acestea video de pe placa de bază, automat nu aveți ce face cu ele, că conectați la placa video, USB-urile poate folosiți, placa de audio poate folosi sigură, folosiți asta, placa de rețea, USB 3.1, cred că este acesta este micro SATA USB, ceva micro USB, care arată exact ca la telefoane, deci are chipul tot H1000 Pro Gaming 1100, 1170, deci nu știu ce serial, poate are el ceva în niște softuri în el că vă recunoaște nu știu ce, dar nu văd diferența, eu personal nu văd care este diferența între și v-am arătat înainte cel cu 412 lei și micro ATX-ul la 350 de lei și acesta, care are mai mulți conectori, care nu știu ce, are aceeași schemă, două conectori, patru sloturi pentru memoriile RAM, are 8 pentru cu 8 pini MUFA pentru placa pentru procesor, pentru power supply, are SATA expresul acesta, aici lateral are SATA-urile 3, PCI Express 1, 2, 3 ori 1 și acesta este PCI Express, cred că 4 ori sau 8 ori scrie acolo, are tot felul de USB SATA, USB 3.0, aici front panel-ul și mă rog, tot feluri de chestii și poate aici și are și USB 2.0. Deci are diferența doar că scrie Pro Gaming și că are placa audio integrată FX 8 channel pe 8 canale.
SATA 3, deci aceeași chestie, SATA 3 este SATA 3, orice ar fi, nu este unul mai bun sau unul mai prost, e SATA 3, este SATA 3. Bun, frecvența la memorie este aceeași, XMP, Extreme Profile, nu știu ce, adică recunoaște, nu știu, memoriile cu frecvență mai mare, Crossfire de la AMD, bună ca să legi, două, da, ăsta 4 ore are celălalt PCI, deci mult mai mic, n-are sens. Nu văd de ce. Bun, puteți să-l cumpărați, dar mie mi se. Eu nu l-aș cumpăra la banii aceștia, că e pro gaming, că e nu știu ce. Ceva mai ieftin, haide să vedem. 280 de lei. Aici automat se vede că are chipsetul mai slăbuț, H110, 280 de lei. Haideți să vedem totuși. Pentru un utilizator normal nu vrea să se joace nu știu ce jocuri, nu vrea placă video, îi ajunge cel din procesor, cu o carcasă normală, cu nu știu ce. Socket 1151, bun, H are, chipsetul este puțin mai slăbuț, nu e B150 sau H170, că este H110. Deci de aici se vede chipul este mai slăbuț, deci nu contează, dar procesoarele vă recunoaște de la i7, i5 până la Celeron de ultimă generație, are PCI Express 3.0, intergrafic tehnologii, adică să luați un procesor cu grafică, dar aștia cam i3, i5, i7 au grafică integrată, are de la Realtek placa audio, are de la rețea, are rețeaua internetul de 1000 de megabits pe secundă, chipsetul rețea de la Realtek, foarte bine, Realtek o firmă bună, SATA 3 are 4 porturi, DDRAM 4, Dual Channel 2133, are PCI Express pentru placa video 16 ori, foarte bine, pentru placa video 3.0, foarte bine, PCI Express 2.0, și conectorii. Iarăși, dacă puteți face cu un SSD, cu o sursă, cu un procesor, cu o placă video, puteți și din acesta să faceți gaming. Posibil că din cauza acestui chip să nu meargă la nu știu ce, să aibă o performanță la fel ca celelalte, dar o să vă meargă pentru că este ultima generație și procesorul, placa video, memoria RAM și SSD-ul cam fac calculatorul. Deci acestea, dacă sunt de ultima generație sau puternice, că de ultima generație sunt și slabe, dar și performante, cele scumpe, o să vă fac tutoriale video și cu plăcile video, numai nu pot să fac automat. Eu vreau să vă arăt prima dată și voi să luați una după alta, să vă uitați la tutoriale video și după aia să vă faceți voi. Uite, iau placa aceasta de bază, iau această sursă de alimentare, această placă video, acest hard disk SSD și așa mai departe. Și să vă faceți voi. Haideți să ne uităm în spate un pic. Are PS2, are paralel, are VGA, deci de acesta este, dar dacă băgați o placă video, acestea automat VGA-ul iese din funcțiune, are USB 3.0, are 2.0, are până la 1000 de megabits, are placă de sunet. Deci din acesta puteți să faceți o placă de bază, un calculator home, office, liniștit, că este de ultimă tehnologie și dacă băgați bani în el, o să puteți face și chiar de gaming, că asta contează, să componentele pe care vin conectate pe placa de bază contează foarte mult și să aibă aceste sloturi de ultimă generație și le are de suportă PCI Express 3.0, da? Deci ultima generație de plăci video. Deci suportă, suportă.
Are placa de rețea până la 1 gigabit foarte bine. Are SATA 3, ultima generală, nu este SATA 4. Ați văzut, este SATA Express acum. Dar nu știu cine folosește. Are memoriile RAM, tip memorie RAM DDR4, ultimile tipuri de memorie RAM care sunt astăzi pe piață. Eu n-am auzit de DDR5 până acum. Deci și ai sloturi PCIe Express 3.0, are 1.0 și are toate porturile și USB 3.0, conector intern. Puteți, dacă are carcasa în față USB 3.0, conectați mufa aceea în acele pini în port. Deci și din această placă de bază de 280 de lei puteți face un calculator bun, nu mai trebuie investit. Ok, dar hai să totul să nu spun că nu știu ce e pentru gaming, nici eu. Este pentru office și home, pentru utilizare home, acasă, internet, Facebook, YouTube și chestiile astea. Haideți să vedem ATX, acest Asus 404, v-am arătat cam la prețurile astea, dar de 100 50. Haideți să vă arăt așa mare, dar cam toate au aceeași caracteristici. ATX format, adică mare, foarte bine. Deci recomandat gaming nu. Iarăși nu știu, 444 de lei, de ce nu este recomandat gaming? Socket 1151, chipset B150, bine. Toate ultimele generații de procesoare, de generația 6, Skylake-urile, toate Skylake-urile sunt suportate, PCI Express 3.0, are de la Realtek chipset-ul audio foarte bine, are 1 megabits pe secundă, are placa de rețea, tot de la Realtek, are 6 SATA 3, are M2-ul, dacă vreți conectați unitatea de stocare pe M2, are DDR4 slot, 4 sloturi dual channel la 2133, are iată sloturi PCI Express 3.0, 1 ortor PCI Express 2, 2 sloturi și PCI normal 3 sloturi, AMD Quad Crossfire X, mă rog, cu nu știu ce, 4 da, 2-4, deci puteți 4 plăci video. Bun, nu știu, o fi care leagă 4 plăci video, numai să aibă bani. Conectorii, haideți să vedem conectorii, dar după mine și acesta este pentru gaming, deci recomandat gaming și este gaming 100% și acesta n-am ce 444 de lei, 100 de euro. Hai să văd conectorii, are DVI asta pe placa de bază. Dar dacă luați placă video, zic așa, ieșirile video pentru grafică automat se anulează că băgați mufele de la monitor în placa video. Conectorii PS2, 1 ori tastatura, ori mouse-ul, ori 2 ori PCI, ori PCI. USB 2.0, asta este micro USB, acesta este USB 3.0, 2.0, două USB-uri, are RJ45 și placa de audio. Hai să vedem, are 4 sloturi pentru memorii RAM, 20 plus 4 pin pentru power, are 246 8 pentru procesor, suport DDR4, PCI Express 3.0, acesta este nu știu ce, 4.0 sau ce era PCI Express 3.0, băgați aici o placă video ca lumea, vă duce orice joc, cu un procesor i5 și 7
distruge tot 16 GB de DDR4 și vă duce orice joc de pe piață, vă dau bani înapoi. De nu, cu un SSD, aici conectați un SSD, o placă, o sursă ca lumea și vă duce orice joc. Ceva acolo nu-i bine, că tot scriu că nu este recomandat. B150 Plus are chipul, eu am B150 PC Mate, DirectX 12, nu știu ce, PCIe 3 bus, flash 3, nu știu ce, tot felul de tehnologii. Aici conectați 1, 2, 3, 4, 5, 6 porturi, SATA 3, aici USB 3.0, așa arată. Am și eu și l-am conectat. Astea sunt com, mă rog, USB 2.0, cred că astea sunt, așa arată, de pe carcasă. Asta este lungă, deci PCI Express era, nu știu, 4 ore. Mă rog, în mare cam atât, tot feluri de, cum scrie aici, de conector și de pin și de alimentări. Este o placă de bază bună și pentru gaming. Este bună, vă garantez eu 100% că este bună pentru gaming și această placă de bază. Ei au scris acolo că nu este recomandat, dar este bună. Ok, haideți să vedem cât a trecut. O oră și 11, fac o oră jumate tutorialul video, vă mai arăt câteva MSI PC Made, H110, eu am B110, tot caut a meu, 387 de lei, 325 de lei, deci micro ATX, MATX, asta este ATX. Hai să vedem despre asta ce scrie. PC Mate, eu sunt de la MSI, aștea că și eu am eu de la MSI, deci recomandat gaming. Bun, 384, automat ăsta e recomandat gaming, dar cele mai scumpe nu sunt recomandate gaming. Și au chipul mai mic, deci mai puțin, mai slăbuți, deci față de 170 și B150, H-ul 110 este mai slăbuț chipul, dar este pentru gaming. Au aceeași caracteristici toate. Deci ATX este placă de bază mare, lungă. Are socketul, bineînțeles, 1151 de la Intel, chipsetul H100 110, Intel procesoare suportate generația 6, ultima generație, Skylake și i7 i5 i3, are PCI Express 3.0 pentru placă video, HD grafic, are tot și placa de rețea până la 1 gigabit, are 4 SATA 3, suportă DDR4, vedeți că toate DDR4, toate plăcile astea 1151 deja suportă DDR4 a meu, că este MSI B150 PC Mate Mate DDR3L și DDR4. Eu am cumpărat DDR4 exact de acesta. Și v-am arătat în clip de care Fury, nu știu, 16 GB de RAM, dual channel la această frecvență, 2133, are XMP. Sloturi are unul foarte bine la 16 ori pentru placă video 2.0, iată, de generație mai veche, 1 ori și la viteză mai mică. Deci atenție. Deci dacă îl cumpărați această placă de bază, să băgați în primul slot, că al doilea slot este 2.0 și la o viteză mai mică, la 4 ori, PCI Express 1 ori are 2 sloturi și PCI normal 3 sloturi și are conectorii
aferenți, are pe aici normal, aici are, dacă nu aveți placă video, automat puteți conecta la VGA, la DVI sau la HDMI, depinde ce ieșiri aveți de la monitor și conectați. Deci așa trebuie să fie și la monitor, una dintre acestea, 3 HDMI, DVI și VGA. Aici 2.0, 2.0, 4 ori, USB, 3.0, placa de rețea și placa audio. Ok, este bine gaming, că n-are ce să fie gaming, dar vă spun că astea, socketurile astea 1151, aproape toate sunt pentru gaming. Aproape, aproape toate. Am văzut ceva acolo, primele astea deja sunt scumpe, deci puteți să-l cumpărați. MITX, haideți să vă arăt și un MITX. Acestea sunt cele subțiri. Sunt, haideți să vă fac și să vă arăt un pic și configurația, specificațiile tehnice. Deci MITX sunt cele subțiri. Sunt foarte subțiri și intră în carcasele MITX. Foarte mici și aproape se pot să instale acelea tip desktop, pui pe birou, sunt acelea mici. Dar suportă Z170, are un chipset bun, foarte bun de gaming. Suportă procesoarele de ultimă generație, are PCI Express 3.0. Aici necesită, au toate, nu știu de ce scrie, poate Celeron sau Pentium, nu mai țin minte, n-au grafică pe un procesor integrat. Are placă audio integrată 7.1, Realtek ALC 1150 de la Realtek, are 1000 megabits dual, cred că are două porturi. Chipset una și două, sigur are două porturi, o să mă uit, SATA 3, are SATA Express două porturi, M2 două porturi, astea sunt făcute pe birou, pentru birou, dar să fie puternice. Tip DDR4, iată și pentru overclock, da, pentru că are chipul mai bun Z170 și suportă și frecvența de 3200 la overclock MHz pentru DDR4 dual channel, foarte bine XMP, PCI Express 3.0, deci pentru o placă video și conectorii, ia să vedem și noi niște poze. Deci așa arată, sunt foarte, foarte mici. Deci aici conectați memoriile. Dar funcționează în dual channel, aici alimentarea, aici să văd pentru procesor, are alimentarea aici sus, 2-4, da, alimentarea cu 4 pini, aici PCI Express 3.0, iată ce, dacă luați o, dacă o să luați o placă video foarte mare, nu o să-l puteți conecta, nu știu cum o să-l puteți conecta aici. Trebuie să luați de la low profile, adică profil mic, de să fie mic. Sunt niște plăci video mai mici, cu un singur cooler și GTX-uri, nu știu cât. Și alea merg. DDR4, iată, scrie Dual HDMI, ultra durabile, UEFI, Dual Gigabyte LAN, da, ok. Condensator tot feluri, acesta este, cred că să vedem mai bine aici în spate, deci are conectorii USB 3.0 aștia albastre, una PCI Express PS2, are DVI, are HDMI. Una, două, sunt HDMI, așa arată HDMI. Sau acesta nu este HDMI, care... Ce conector? Stați așa să vedem. Dar una e HDMI și HDMI, DVI, două HDMI, da, am spus bine.
Numai monitorul meu acum nu-l pot face mai deschis pentru acolo, pentru că mi-e acolo webcam-ul. Bine, mă rog, dar îl lăsăm acum așa. Na, la poză. Deci, două HDMI, puteți lega la două monitoare și la DVI. Acesta este un micro USB, acesta este 3.1 USB. Stați să văd mai bine ce are aici. USB 3.05, deci 3.05 are wireless Wi-Fi. Am înțeles, ăsta are și wireless-ul. Unde ești în poză? Acestea sunt pentru wireless. Puteți conecta wireless-ul, deci acestea ITX-uri sunt interesante, dar sunt făcute mai mult pentru birou, să spun așa. Asta nu pentru că sunt foarte mici. Deci sunt foarte mici. Hai să vedem dacă scrie și dimensiunile. Nu scrie dimensiunile, dar ar trebui să scrie dimensiunile, vezi pagina producătorului și la pagina producătorului întotdeauna este descris mult, mult mai bine. How to install Windows 7. Cum să instalezi Windows 7 pe el, dar aștia merg pe Windows 10. N-are ce discuta. Iată 32 de gigabits M2, Fast Onboard Storage with M2 SATA 3, deci 32, PCI M2 umere cu 6 GB SATA 3, da? Și M2-ul 32 de gigabytes pe secundă, da? Deci gândiți-vă ce viteză are M2 și eu am M2-ul. Dar îmi merge foarte bine și așa cu SSD. Când o să iau o placă de asta, o să-l conectez la M2. Un SSD tip M2 și o să instalez un Windows 10 pe el, o să iau măcar de 128 de giga, cu așa am și SSD-ul acum și o să meargă și mai rapid calculatorul. O să fac, chiar nu știu unde o să se ajungă, deci cât de rapid poate să facă un calculator. Bun, am vrut să ăsta dimensiunile. Haideți să vedem specificație. Vedeți și la revizie are revizie 1.0 și are revizie 2.0. Trebuia să ne uităm și acolo că are și revizie. Atenție la revizie. Aici vă descrie numai pe engleză. Vă descrie mult mai bine și dimensiunile, da, iată aici Mini TX from Factory 17 cm pe 17 cm. Cât o fi 17 cm? N-am mai acum un... Dar 17 cm cam atâta. De 17 pe 17. Atenție! E Mini ITX. Sunt cutiuțele acelea mici. Acum s-au scos și sunt făcute pentru acele să faci pentru acele carcase sunt făcute acestea mini ITX-urile acestea. Sunt interesante că sunt de ultimă generație. Sunt de ultimă generație, iată și este descris Windows 32 de bits la până la 4 GB, dar bagi el 8 GB în ăsta și nu o să mai ai probleme. Are un chipset foarte bun, are DDR4 foarte bine, până la 3200 MHz, deci ăsta pentru un birou sau pentru... Am văzut că se lucrează foarte încet în astea de medicale, în cabinetele medicale. Unii au niște calculatoare foarte slabe. Dacă și-ar cumpăra și și-ar face dintr-o placă de asta foarte mic și cu monitor și au Wi-Fi și au tot placă de rețea și au tot, n-ar mai avea probleme cu că cade rețeaua, că nu știu ce, că au internetul de multe ori sau cu Windows-ul sau ce sistem de operare au.
pe el. Windows 10, Windows 7 de suportă și Windows 7 și Windows 10 pe 64 de biți 8.1, dar Windows 10 pe 64 de biți duce sigur, sigur, sigur asta dacă băgați și 8 GB de RAM. Bun, deci are o descriere bună, luați un procesor i3 măcar în acesta și super, super. Dar este scump, dar cine vrea să investească și nu trebuie placă video, nu trebuie, trebuie un procesor, o carcasă de această mică, dar eu, hai de curios, hai de curios, carcasă, ia ce scrie, recomandat pentru gaming, da, interesant, au scris cei de la PC Garage. Deci hai să vedem o carcasă MATX. Deci case, case înseamnă MATX, imagini. Iată, cam așa arată aceste carcase. Cam cuburi, sunt mai multe feluri, ca un cub, ca un casetofon, iată, sunt mai multe feluri. Și cum puteți instala? Eu personal n-am făcut așa ceva, iată ce mici sunt, cum un ventilator, sunt foarte mici, conectez, pac, țac, sunt foarte mici, dar iată cât, ce generație nouă, ce... Uitați, pac, îl bagi acolo, un ventilator, are două bay-uri, locaș, bay pe engleză, locașuri pentru un SSD sau un hard disk, mici, îl iei oriunde vrei tu cu tine. Poate ai în vârful muntelui, la cabană, poate ai wireless, foarte mici, de 17 pe 17. Gândiți-vă, nu este mai mult de atât, 17 centimetri, 17 pe 17. Deci așa arată niște carcase pentru MATX. Mici, simpluțe, zic, pentru un cabinet, pentru office, pentru nu știu ce, să le iei, pac, pac, cu tine, să nu știu ce, iată, iată și ce carcasă, pac, numai bagi memoriile și aici ieșirile, deci poți să-l bagi și într-o chestie de asta, care nu știu, eu nu pot numi carcasă, așa mic este. Bun, iată, să învățați, ați văzut și voi niște tehnologii mai noi, voi nu vă băgați. Copiii voi la chestiile astea nu vă băgați, dar sunt foarte bune pentru, zic, pentru cabinete medicale care folosesc internetul cu asigurările de sănătate, trebuie să-ți facă tot felul de hârtii pe calculator, pentru bănci, pentru chestiile astea. Super, 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 sunt mici, nu ocupă spațiu mult și merg. Cu un procesor, cu o carcasă, sursă, nici nu știu, sursă, chiar hai să vedem și o sursă de sursă, MITX, o sursă, așa, hai să vedem, iată că și sursele sunt diferite, sunt mai micuțe, multe chestii n-am văzut nici eu, deci sunt diferite și... sursele de alimentare. Deci atenție, MATX trebuie să fie, iată și MITX, sursă alimentare. Așa. Astea sunt normale. Eu cum văd, astea sunt normale. Hai să mini ITX pe OLX, hai să vedem și aici. Hai să învățăm ce este asta. Mini ITX 350 de lei, placă de bază, Core 2 Duo. Bun, deci se pare că este și de generație veche, mini ITX-uri. Pe socket, da, astea, da, 2000 de lei. M2. Ba nu, scuzați, mini ITX cu i7 6700, l-au băgat 16 GB RAM, 2000 de lei fără fotografie, nu merita 16 GB, se încinge și ia foc și nu-l poți ventila ca lumea.
trebuie să iei carcasă obligatoriu să-l ventileze, iată, cam așa fel, ca să-l ventileze ca lumea. Cutie la cutie, carcasă Mini ITX Cooler Master Elite, 200 de lei, iată cât e o carcasă pentru Mini ITX. Este, văd că sunt și pentru modele mai vechi. Dar, mă rog, zic, sunt bune pentru cei care lucrează, zic, în birouri, pentru birouri. Bun, haideți să trecem cât am, o oră jumate, cam an, mai mult ITX-uri, hai să văd ce mai este. MATX, ATX-uri, gaming, zic, uitați-vă la chipurile acestea să fie cât mai un Z170, H170, un B150, astea deja sunt bune. H-urile sunt puțin mai slăbuțe, dar o să vă duc că iată H170, acolo v-am arătat H110 și mai ieftine, puteți să cumpărați MSI Zmate, nu știu ce, B puteți să cumpărați oricare, că ce scrie ATX este pentru gaming, puteți cumpăra, iată, și am văzut un tutorial făcut numai alb ca zăpada. Mă rog, și cutia și tot. MATX, ASRock, luați Asus, MSI sau Gigabyte. Din astea trei luați oricare. Și vă recunoaște tot. Depinde ce bani aveți, cum aveți. Haideți să vedem și la 15 milioane rapid. Ce face acesta la 15 milioane? Maximus 8 Hero Alpha ATX, așa, BIOS-ul, mă rog, generațiile, aceeași procesoare, are RAID, FX formula, ROG Supreme FX Audio, sau de nu știu ce, ciripitul păsărilor iarna. Dar, adică s-aude, scuza, eu aud când deschid geamul, mai umblă și... Bun, trecem. Placa rețea până la 1 gigabit, ale placa rețea numele, 6 SATA M2, U2, iarăși ceva, Aura RGB Street Header U2, tot ceva, un M2 ceva și un U2. Frecvență suportă până la 3866, de aia scumpe. Deci, aia e șmecheria. Că DDR4 Dual Channel 3866 la overclock, are 3 PCI Express, dar bagi una și bună, și cam asta este. Eu n-aș da 15 milioane pe el. Poate dacă ar avea procesorul un i5, un i7 integrat, aș da, dar eu nu aș da, doar ca să nu văd nimic foarte, foarte, nu știu ce, față de celelalte, că asta se face comparație. Faci comparație, bă, ce face una și ce nu face aia altă. Bun, wireless, nu știu ce, integrat, hai să vedem conectorii. Da, poți să bagi wireless, ok, au un, nu știu ce, BIOS-ul se resetează, HDMI, micro, nu știu ce, USB, USB 3.0, dar cam mare, cam aceeași, dar 15 milioane, că scrie că e Maximus Hero Alpha și 15 milioane, nu zic că nu sunt bune, sunt foarte bune, dar n-aș da atâția bani. 15 milioane, mai bine iau un procesor bun de 15 milioane, un i7, și un procesor face mult mai bun. Îl bagi într-o, pui într-o, să vedem, hai să spunem și asta, dacă ar fi ATX sau și în ăsta, pui în, cumperi o placă de bază de ăsta, un Gigabyte B150 HD3, bun, are DDR3 cu DDR4 și o să-ți funcționeze foarte bine. Sau una cu 500 de lei și ăsta DDR3, una cu DDR4, văd că sunt și cu DDR3-uri, DDR4 ceva. Bă, mă rog, astea sunt MATX, iarăși, și astea, mă rog, bagi într-una de asta și duce. Nu văd de ce să nu ducă.
Are PCI Express și dacă eu mai mult ATX-ul pentru placă video, pentru gaming, să puteți băga în el ca lumea, să puteți băga un cooler, să luați o carcasă ATX, să încapă. Deci chestiile astea de alea vreau. Am lucrat și cu MATX, ok, poți să bași totul, nu știu ce, dar un pic mai înghesuit. Și dacă ai un cooler mai șmecher, mai mare de ăla, nu știu ce, la vreo 200-250 de lei, deja ai probleme. Dă ori în carcasa din lateral, oriceva. Uitați ce bine arată acesta, mai mult pentru că arată bine. Titanium DDR5 PCI Express, deci și acestea cred că nu mă arată bine și 15 milioane, dar fac cam aceeași lucruri ca și celelalte. Cam astea ar fi despre proces, despre plăcile de bază. Ați văzut și MITX-urile acelea mici, MATX-urile și ATX-urile. Deci sunt diferențe de lungime și lățime, deci cât de mari sunt. Dar luați-vă un ATX și nu o să aveți probleme cu el niciodată. Dar nu merită să dați, nu știu, atâția bani. Cei care n-au ce face cu banii, bun, vai, uite ce frumos, asta cu iluminare, bagi un RGB frumos, iluminare, se vede foarte frumos și îl pui lângă tine și te uiți la el. Eu nu, eu l-am băgat, cei care îl bagă sub birou undeva și nu te uiți la el și te uiți în monitor, nu mai ai nevoie de asemenea plăci de bază și carcase, nu știu, super și nu știu ce. Asta e șmecheria. Mulți, bun, plătesc să fie foarte frumos, să aibă nu știu ce lumină, să fie inclusă, ca posibil să aibă și LED-uri pe plăcile de bază. Dar odată ce l-ai băgat într-o carcasă și l-ai băgat sub birou, tu te n-ai cum să te uși, eu mi-a luat Z1 nu știu ce, bun, are lateral cu geam, nu știu ce, dar și mă uit și eu dacă nu vreodată nu merge ceva la el sau să văd dacă să mai învârte cooler-ul sau ceva. Dar în rest nu mă uit la el. L-am băgat și eu mă uit în monitor. Dar cine îl pune sus lângă monitor și bagă luminițe în el, LED-uri și tot felul, atunci da, merită să cumpere așa ceva și să se dea mare nu știu ce. Dar nu face nu știu ce în plus față de celelalte cu 500 de lei, plăcile de bază de 500 de lei, că aceeași procesoare funcționează pe ele și sunt compatibile. Aceeași plăci video sunt funcționale și compatibile, au aproape aceeași, bine, diferă firma, că Creative Sound sau Realtek sau VIA sau nu știu ce, firma de la cine chipset-ul, dar tot 1000 de megabytes, placa de rețea, are SATA 3 toate, ați văzut, SATA Express ați văzut că au M2, unele au, altele nu, ați văzut memoriile, ați văzut că DDR4 la 2133 sau și la overclock puteți alege o placă de bază dacă vreți să faceți overclock. Aici iar sloturile, vă puteți alege în spate porturile, vă puteți alege ori pe mufă, ori pe USB, ori dacă vă luați placă video, atenție, atunci aceste porturi HDMI-ul și nu știu ce, nu vă mai trebuie că atunci conectați monitorul la placa video, dar dacă nu aveți placă video și doar folosiți chipul grafic integrat în procesor, atunci puteți să-l conectați, ori uitați, ăsta are HDMI, trebuie să luați HDMI, atunci puteți face crossfire, dar nu știu, deja la plăcile video din ziua de astăzi că sunt foarte puternici, nu mai merită făcut crossfire. Deci cam astea sunt despre chestiile despre plăcile de bază, socket 1151. Uitați-vă la tutorial că aveți, învățați, vă puteți lua și voi plăci de bază, procesoare până acum. O să trec și la socket. Hai să vedem ce socket am făcut. 1150 și 1151. Hai să șterg acesta și socul procesor au 10 1155.
1170, 2011, o să fac rapid, o să vă arăt cam așa toate, 1, 2, 3, 4, 5, o să fac rapid că trebuie să trec, nu, dar nu știu dacă am de la AMD, am tutorial video, hai să văd dacă am tutorial video cu canalul meu. Scuzați un pic. Abonați-vă, dați click aici și vă abonați. Deci tutorial video procesor, dar nu am ultimele socketuri de procesoare, componente de ultimă generație AMD socket AM3 performant pentru gaming. Mă rog, dar o să fac așa în mare, o să fac cam ce și plăcile de bază de la AMD, cei care vor procesoare și o configurație de la AMD. Acesta este pagina mea de YouTube, dați click, abonați-vă. De exemplu, dacă dați click pe videoul meu, dați să opresc sunetul. Așa, aici puteți comenta, dar puteți comenta numai dacă aveți și voi cont de Google. Dacă nu aveți cont de Google, nu puteți comenta, doar puteți urmări videoclipurile mele. Puteți comenta, puteți să-mi spuneți despre ceva, vreo problemă. Nu știu, tot felul de întrebări sau, mă rog, ce vreți voi să mă întrebați. Și cei care au nevoie de serviciile mele, aveți adresa mea, aveți numărul meu de telefon, căutați-l, faceți o programare, vă pot face calculatoare, vă pot repara. Am o experiență de minim 10 ani, am început cu calculatoarele vechi, primele socketuri 478 de la Intel, 462 de la AMD, Pentium 4 și până în ziua de azi, iată ce a ieșit, că multe nu știu nici eu, dar sigur nici mulți dintre voi nu știți despre chestiile astea, dar iată, împreună învățăm împreună și evoluăm împreună. Este bine să știm ce tehnologie apar. Vă mulțumesc că urmăriți tutorialele mele, puțin, iată, de exemplu, acest tutorial 12 inch, ați urmărit foarte puțin și eu vă arăt plăci de bază pe socket 1150. Înseamnă că nu vă interesează. Poate o să vă uitați acum pe socket 1151. Vă mulțumesc și ne auzim la alte tutoriale. Eu vă salut!